Să nu mergeți pe calea păgânilor și să nu intrați în vreo cetate a samaritenilor, ci să mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. Pe drum, predicați și ziceți: Împărăția cerurilor este aproape. Vindecați bolnavii, înviați morții, curățiți leproșii, alungați demonii. În dar ați primit, în dar să dați. Nu luați cu voi nici aur, nici argint, nici aramă, nici traistă pentru drum, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiag, fiindcă vrednic este lucrătorul de hrana sa. Când intrați într-o cetate sau într-un sat, căutați cine este vrednic între ei și să rămâneți acolo până veți pleca. Când intrați în casă, salutați-l, iar dacă este casa aceea vrednică, pacea voastră să vină peste ea. Dar dacă este nevrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. Dacă nu vă va primi cineva și nu va asculta cuvintele voastre, să ieșiți din casa sau din cetatea aceea și să scuturați praful de pe picioarele voastre. Adevărat vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținuturile Sodomei și Gomorei decât pentru cetatea aceea. Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți deci înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbei. Păziți-vă de oameni, fiindcă vă vor da în judecata sinedriilor și vă vor bate în sinagogile lor. Din cauza mea veți fi duși înaintea guvernatorilor și înaintea împăraților, ca să slujiți ca mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Dar când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijorați gândindu-vă cum sau ce veți spune, fiindcă ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela. Căci nu veți vorbi voi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi prin voi. Fratele va da la moarte pe frate și tatăl pe copilul lui. Copiii se vor scula împotriva părinților lor și îi vor omorâ. Toți vă vor urî din cauza numelui meu.